v-am regăsit, dragi telespectatori. Iată, este ora 9 dimineață și ne aflăm în biroul domnului Constantinescu, Horia Constantinescu. Știți foarte bine, în ultimul timp, vine și ne spune ce a mai găsit pe litoralul românesc, deficiențe. Este domnul comisar, șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Suntem astăzi aici, în această dimineață, pentru că dacă veneam mai târziu, nu știm dacă mai prindeam, este pe teren. Știm când pleacă, nu știm când vine. Sunt multe probleme pe litoralul românesc, ați văzut și noastră, nu cred că este cazul să discutăm prea mult, dar o vom face punctual. Sunt anumite elemente pe care vreau să le abordăm astăzi cu domnul Constantinescu. De exemplu, ce se întâmplă în momentul acesta cu agenții economici care nu respectă anumite reguli. Dar haideți să intrăm în discuție. Bună ziua, domnule Constantinescu! Mă bucur că ați dat curs invitației noastre și mă bucur că ne-ați primit în biroul noastră. Sunteți un om foarte ocupat, greu v-am prins, dar, iată, trebuie să discutăm și anumite elemente. În momentul de față, am observat o transparență destul de bună în ceea ce numește controle, acțiune pe care le faceți. Este și o mediatizare, aș spune, agresivă pe locuri. V-ați propus, a fost o strategie din partea noastră atunci când ați venit pe această funcție, v-ați propus să creați o claritate, să dați cumva imaginea acelor consumatori, o mai mare încredere, poate, în ceea ce privește acțiunile comisariatului. A fost o strategie? Pot să spun ceea ce nu mi-am propus, în primul rând. În primul rând nu mi-am propus să acumulez imagine, pentru că nu am stabilit vreo direcție în acest sens de marketing personal. Vă pot spune de ce mi-am propus să fac imaginea acestui comisariat. Din două motive mari. Unul, pentru că nu poate acoperi prin acțiuni de control întreg litoral și întreg județul Constanța. Ori această imagine a ceea ce pățesc cei care derapează de la normele de bun simț trebuia transmisă și celorlalți la care poate avem mai puține șanse să ajungem, ori din scăpare, ori din personal prea puțin, ori din tumultul acestui sezon litoral 2017, și atunci, cumva, această formă de publicitate agresivă de care vorbea, să le transmite ce pățesc cei care fac ca ei, ajutându-ne într-un fel să punem pe linia cea bună și pe linia de plutire pe cei care derapează. Mi-am mai propus totodată să întorc acest comisariat în poziția pe care trebuie să o aibă, și anume a unei autorități de control ferme, în slujba consumatorului, cu acțiuni destul de rentabile, în sensul că nu venim să sancționăm pe cei care nu sunt de sancționat, dar că venim să aplicăm măsuri dure celor care nu înțeleg să respecte. În momentul de față, ați avut un feedback scontat, feedback-ul acela pe care noastră, ne spuneți acum, ceilalți să vadă exemplu, ceilalți agenții economici. Ați observat lucrul acesta că agenții economici poate că au învățat ceva din mediatizarea aceasta agresivă, chiar dacă este pozitivă expresia în cauză. Au învățat agenții economici ceva? Vă pot spune că ne aflam într-o acțiune de control matinală la o locație de alimentație publică la care aveam niște sesizări. Ieșind din acea locație pentru a lua termometrul din mașină, cei de vis-a-vis care operau, care administrau o autoservire, și eu autoservire, m-au rugat să intru în bucătăria lor. Am intrat în bucătăria lor, bun, mă cunoșteau prin intermediul și datorită relației bune pe care am cu presa, și am găsit o bucătărie impecabilă. Înțeleseseră să nu mai lucreze cu produse neapărat proaspete din cauza termenul de durabilitate destul de redus și produsele la care aveau flux mai mic erau majoritatea congelate pentru a avea șansa păstrărilor pentru o perioadă mai lungă. Deci da, încet, încet, pe unde intrăm, deja suntem cunoscuți, deja se știe, deja această autoritate cumva face acțiuni de control și fără să fie prezent. Trebuie să vă întreb acum, pentru că asta ați spus că doriți să aduceți comisariatul undeva pe linia corectă, linia cea care ar trebui până la urmă să fie. De ce credeți că până acum poate direcția sau poate că nu însemna foarte mult comisariatul județean pentru protecția consumatorului sau nu era mediatizat înainte, nu erau mediatizate acțiunile? De
ce spuneți dumneavoastră că poate trebuie să aduceți pe linia normală, pe linia corectă, în direcția corectă? Este ca atunci când trezești un sportiv de performanță după o perioadă în care s-a mai îngrășat și n-a mai participat la competiții. Am reînceput cu înviorarea și acum cred eu că putem să ne scriem în competiții, cel puțin la nivel național, unde deja acest comisariat ocupă un loc fruntaș. Să înțeleg că sunteți un antrenor de fitness foarte riguros pentru colegii noastre. Sunt un antrenor, în primul rând. Bun. Domnule Constantinescu, trebuie să vă întreb următorul lucru. Există o toleranță în controlele pe care le efectuați, adică mergeți la respectiva locație, sunteți ad literam sau aveți oarecare doză de înțelegere, de toleranță, așa cum spuneam? Am o istorie de cârciumară, place să spun, de aproximativ 15 ani de zile. Am văzut și din partea cealaltă a baricadei aceeași poveste. Și spuneam colegilor la începutul mandatului meu pe acest scaun că plecăm de undeva de la 50% plus. Acolo stabilim pragul de bunăvoință. Nu trebuie tot să aibă utilaje de ultimă generație, trebuie să aibă bun simț, trebuie să fie în bucătăria lor de la locația pe care o administrează, cel puțin la fel de curat cât este în bucătăria lor de acasă, de unde își rănesc copiii, să lucreze cu mărfuri proaspete, să lucreze cu mărfuri bine păstrate, bine verificate, să nu aducă lucruri de proastă calitate în farfuria consumatorilor și de acolo în sus sunt prietenii noștri. Pentru aceea am luat măsuri de prevenție, avem undeva cu 400% mai multe măsuri de prevenție și de sutire decât se întâmplau în anii trecut și da, bineînțeles, de 7, nu știu câte ori mai multe sancțiuni aplicate și încasate. Ați anticipat oarecum o întrebare aia de-a mea, cum priveați actul de control atunci când erați în mediul privat, când erați de cealaltă baricade, partea cealaltă a baricadei, aveați o viziune diferită la momentul acela, când erați în mediul privat? Mi-aduc aminte că prima investiție majoră, ceea ce însemna blocul alimentar, a fost făcută cu ajutorul actualilor colegi de la Sanitar Veterinar, vorbim atunci la București, cu alți profesioniști din domeniul vânzării de utilaje. Deci am considerat întotdeauna acțiunile de control benefice, în primul rând pentru că fac o evaluare a personalului cu care lucrez, fac o evaluare a ceea ce faci acolo și din perspectiva autorității și mai mult decât atât, sigur, ai de învățat și de îndreptat. Și de aceea, pe marea majoritate a celor care au înțeles acest mesaj, au revenit pentru a întreba ceea ce au de făcut să reintre pe viață, dar i-am considerat prietenii acestui comisariat. Domnule Constantinescu, nu trebuie să ne ferim de lucrul acesta, dar sunteți o persoană care deranjează și s-a văzut. Cum v-au influențat presiunile din mai multe medii? Nu cu direcție doar din partea agenților economice. Acolo pot fi înțelese, pot fi obiective sau subiective mai degrabă din partea agenților economice, care se simt oarecum dezavantajați, nemulțumiți la un moment dat, este business-ul lor. Dar sunt și alte medii care au venit asupra noastră și au pus presiune directă, indirectă, le-ați resimțit, le-ați conștientizat. Cum reacționați? Câteva dintre ele mi-au tulburat somnul de seară, deci am adormit puțin mai greu și m-am trezit de mai multe ori noapte atracasat de ideea că am deranjat pe unii. Celălalt a fost discutabil și acolo unde am găsit oameni pe un palier de inteligență ridicat, am reușit să înțelegem fiecare ce are de făcut. Am reușit să înțelegem că trebuie să ne sprijinim unii pe ceilalți și mă refer la ce înseamnă activitățile turistice, pentru că da, există oameni influență în turism în sens pozitiv, care au dus pe altă în altă zonă de high-end, să spunem, într-o zonă de importantă turismul românesc care crede în el și care au crezut că marea majoritate a oamenilor pentru litoralul fac același lucru. Cu durere în suflet și domniile lor și eu, pentru că a trebuit să le arăt, am parcurs împreună fotografii din ceea ce ne-am sancționat și am scos de pe piață și am fost de acord că sezonul 2018 trebuie să pornească altfel. Cât despre presiunile despre care vorbeați, am explicat celor care au încercat să mă facă să privesc lucrurile mai cu duioșenie, i-am rugat să înțeleagă că putem împreună să-i consiliem, să-i învățăm pe cei care astăzi se plâng, pentru a-i ajuta să revină pe piață, iar pe ceilalți, dacă nu vor și manifestă îndărătnicie, poate să-și ia acasă.
sunteți destul de odihnit. Văd că v-a trecut supărarea pe respectivele persoane care v-au tulburat somnul la un moment dat și poate ați ajuns la un consens sau cel puțin au înțeles demersul noastră perfect legal, altfel în baza legii de nediscutat. Vreau să facem o precizare pentru consumatori, pentru că dumnealor mai întâlnesc diferite servicii care sunt de proastă calitate, bunuri care nu corespund. Care ar fi procedura pe care trebuie să urmeze un consumator atunci când se sesizează anumite deficiențe? Să se adreseze nouă prin intermediul atât al telefonului cât și al mail-ului pe care îl avem pus la dispoziție și pe care îl găsesc atât pe site-ul ANPC cât și pe acum pe social media, pe contul de pe pagina de Facebook pe care am făcut acestui comisariat. Să se gândească de două ori dacă este într-adevăr ceva de sesizat, pentru că noi răspundem fiecare sesizări, dar dacă ajungem să mergem trimiși alătura cu drumul numai pe criterii de orgolii personale, este păcat. O să vă relatez una dintre situațiile reprobabile recente, în care o doamnă reclama niște un pachet turistic la sfârșitul sejurului și spunea că de supărare soțul domniei sale a plecat mai devreme și că ar dori să primească banii înapoi pe ceea ce însemna jumătatea de pachet aferentă soțului. Soțul dânsă nici măcar nu pusese pe litoral. Există și astfel de derapaje de la moralitate, care nu iau în calcul că cei doi comisari care merg să verifice o astfel de situație pot scăpa printre degete alte situații cu adevărat periculoase pentru consumator. Ați atins o problemă destul de mare. Cred că resursele umane sunt insuficiente în raport cu solicitările sau acei oameni pe care aveți în subordine. Trebuie să muncească destul de mult pentru a acoperi o marjă, o plajă largă de sesizări. Acum ați înțeles de ce antrenăm foarte bine, ca să fim foarte operativi și de anduranță, dumnealor. Vreau să vă întreb despre rolul instituției noastre. Credeți că la un moment dat a fost folosit în acest mediu de concurență? Vă dau și un exemplu ca să înțeleagă și telespectatorii. Un anumit agent economic A v-a sesizat cu privire la un agent economic. De foarte multe. Deci este o practică. Este o practică și am să vă spun, există undeva aici în interiorul orașului, Constanța, la un sfârșit giratoriu, un chioșc în fața unui hotel. Ele au făcut cândva parte din acea structură organizatorică comercială, un sat de stat care s-a spart în bucăți. Cel cu hotelul reclama pe cel cu chioșcul, cel cu chioșcul reclama pe cel cu hotelul. Celui cu chioșcul i-am retras de la comercializare aproape 90% din produse pentru că le depozita în condiții neconforme la o temperatură prea ridicată. I-am aplicat o sancțiune de 7500 de RON. Celui cu hotelul pentru camere administrate necorespunzător și pentru o prestare de servicii neconforme, am aplicat aceea sancțiune și am oprit câteva din camerele pe care am găsit la prestarea de servicii. Tot 7500 de RON. Ambii cred că astăzi stau pe o bancă, se uită altul, nu știu dacă o să se mai reclame pe viitor. Nu mai departe de acum o săptămână, în Eforie Sud, două autoserviri gard în gard care se reclamam, am oprit prestarea de servicii, am insimilare. Amândoi s-au apucat ce au făcut Crăciunul, nu știu dacă s-au și ajutat la multe alte tirajele, dar sigur, în momentul în care vor dori să reclame pe cel lângă el, se vor gândi dacă cel care ridică piatra chiar fără de păcat. Domnule Constantinescu, mă întreb, mă întorc la acea speță cu presiune. Cât de mult vă amuză acele expresii? Sunt nașul lui, sunt finul lui, sunt prietenul lui. Asemuiți-mă cu... Când eram mic, îmi plăcea să am câini dresați și îi consider în continuare cei mai buni, știți, vorba. Din ce în ce mai mulți oameni cunosc, din ce în ce mai tare îmi iubesc câinele. Am reacția unui câine, necunoscând și neînțelegând cine e finul, cine e nașul, pentru că nu sunt constanțean, până mă prind, s-a terminat tracțiunea de control. E ca și cum ai spune unui câine care te aleargă, băi, vezi că eu sunt naș sau finul, săracul nu înțelege. În aceeași situație m-au fi și eu, nu înțeleg, nu-i cunosc, până m-am prins, bineînțeles, acum am început și eu să aflu, să mă prind, dar cred că și acești oameni, să spunem puternici locali, au înțeles că împreună putem readuce litoralul unde este și că poate fiul sau nepotul sau frățiorul sau verișorul
are nevoie de un imbold, așa cum spuneam, de a se întoarce într-o poziție corectă pe piață, mult mai bună și mai de salutat decât aceea de a fi ajutat până batistat pe țamba. Poate ar fi trebuit să studiați arborul genealogic al persoanelor importante din înainte de a... Am vândut și batista țambalul pe ocazii.ro și am rămas fără ele, deci nu mai avem nici ce batistă, nici ce țambal să acoperim. Domnule Constantinescu, există litoralul românesc, există un sezon care poate fi o perioadă scurtă. Ceea ce se întâmplă la noi, două, maxim trei luni, am putea spune. Vedeți că agenții economici încearcă să-și maximizeze profitul prin anumite deficiențe, sau, pentru a da un exemplu, să înțeleagă și telespectatorii. Nu cumpăr saltele anul acesta în unitatea de cazare, poate cumpăr anumite, mai merge și anul acesta. E o deficiență destul de clară, pe noastră o constatați, dar acei agenții economici nu vor să facă. Eu am amânat câte 20 de ani cumpărarea de saltele, nu cirește, nu semiuță, nu cirește, nu semiuță și uite cum au trecut 20 de ani în care au uitat să investească în niște hoteluri care cândva erau perle de cazare ale acestui litoral și nu vreau să sune prea pompieristic. Fac o comparație, nu știu, în momentele în care conduc și mă uit stânga și dreapta litoralului, mi-aduc aminte de momentele în care am trecut, mi-aduc aminte de momentele în care veneam în cantonamente, mi-aduc aminte ce găseam atunci și întrebarea mea este, noi nu ne-am promis în 1989 colo spre bine? Întrebarea este ce trenuri am schimbat și în ce gări am coborât din greșeală încât am ajuns unde suntem astăzi. Acum suntem sigur parte și n-aș vrea să fiu și sigur nu merită investitorii corecții acestui litoral. Nu suntem. Suntem într-o gară de tranzit, aș putea spune, în care unii și-au primenit magazinele și hotelurile și înțeleg să așa să primească turiștii și nu sunt puțini aceștia, dar din păcate mai trebuie tunse puține bălării din acest litoral în așa fel încât să fie vizibile lucrurile frumoase. Care a fost cea mai gravă abatere pe care ați constatat-o și v-a șocat, v-a marcat? Nesimțirea. Asta este o abatere destul de grav. Da, dusă la extrem. Am întâlnit de toate felurile. Mai te calcă cineva pe pantofi, insistă să te calci pe pantofi, să aduce o nesimțire, se spune minoră de autobuz, de tramvai, sau o nesimțire perpetuă aceea unei indolențe și a unei perseverențe, nesimțire și în ceea ce înseamnă respingerea oricărei normă de conștiință. Ați avut, cu siguranță, întâlniri cu agenții economici, cu federațiile, cu toată lumea implicată aici pe litoral. Credeți, sunteți sigur, mai bine zis, de faptul că agenții economici de pe litoral, poate că anul acesta mai lucrează în a înțelege aspectul de protecție a consumatorilor. Credeți că de anul viitor, marea lor majoritate, să spunem peste 90%, se vor conforma și vor înțelege această noțiune a siguranței, pentru că, până la urmă, și lor le aduce un beneficiu. Pentru că acele servicii, produse, vor fi de calitate. Credeți că vor înțelege? Sau este așa de până pleacă domnul Constantinescu de la comisariat? Că după aceea ne revenim. Eu cred că, bineînțeles, una din vinile mari ale disfuncționalităților de viitor poartă comercianții. Dar o mai mare vină, cred că o purtăm noi cei din autoritățile de control și autoritățile emitente de avize și autorizații. Pentru că cumva suntem prea orgolioși și ne e greu să lăsăm la o parte și ne simțim vătămate instituțiile și pe noi înșine, cei care le conducem, în momentul în care se arată cu degetul spre unul dintre subalternii noi sau către o disfuncționalitate a acelei instituții. Eu cred că toamna trebuie să aducă această pace interioară, să lăsăm puțin orgoliile la o parte, să ne înjurăm puțin înainte de începerea unei ședințe comune și să stabilim care a fost bilanțul pozitiv, bilanțul negativ al acestui sezon și să-l pregătim împreună, să pregătim împreună sezonul 2018, condiționând parte dintre comercianți să fie deschiși la date la care noi am făcut controlele de prevenție, pe 15-20 iunie eram singur pe litoral. Foarte puține dintre locații erau deschise, cu toate că actele normative încă în vigoare spun că la 1 mai sezonul este deschis și trebuie să pornească. Degeaba parte dintre comercianți s-au supărat pe noi că nu am luat măsuri de prevenție, dar în 15 iulie. Ce să-i spun? Măi, să fie atent ca de Sfântul Vasile sau de Crăciun, când o să fie exodul la mare de turiști pe litoral, să-i primesc cu ce bine? Nu avem acest timp.
dar îl avem în această toamnă ca să-l putem pregăti pentru primăvara anului viitor și sfătuiesc pe comercianți să încerce să ia legătura cu fiecare dintre autoritățile de care se vor lovi în timpul sezonului pentru a preîntâmpina acțiuni de control și acțiuni ulterioare. Domnul Constantinescu, ne apropiem de final. Voi e doar de politică? N-am fost niciodată politic, nici nu mă potrivesc. Vedeți, mi-am stabilit acolo, încă n-am învățat să-l port, mai portam la început, când încă temperaturile permiteau, consideram eu dintr-un, și consider că dintr-un respect față așa, dar acum, decât să fiu transpirat, m-am întors la cămașă. Politica înseamnă să ai o mentalitate pregătită pentru compromisul diplomației, pentru compromisul înțelegerii și pentru construirea unor relații eventual politice pentru mai târziu. Eu sunt, mă consider într-o autoritate de control. Nu vizez nici scaune de primar, cum s-a supozat, nici alte scaune, nici nimic. Mi-e bine pe acest scaun, este ceea ce mi-am dorit să fac. Cred că împreună cu ceilalți colegi putem schimba mult mai multe lucruri decât aș putea schimba de pe un scaun de primar. Mi-ar plăcea să rămân în această zonă, cu ideea că undeva peste 2-3 ani să mă plictisesc groaznic că nu vom mai avea ce să controlăm, nu că nu vor mai fi agenți comerciali, că toate lucrurile vor fi atât de regulă și poate vor reveni la mă saluta cei care astăzi nu mă mai salută, că i-am arătat cu digetul. Chiar dacă port să apuc, sunt un moderator, nu un politician și vreau pe final să-mi spuneți dacă v-ați trasat un obiectiv atunci când v-ați așezat pe scaunul acela. Un litoral mai curat, încrezător în adevărați investitori de pe litoral, eliminarea dubienizării și aici cred eu că apelul pe care l-am tot făcut și continui să-l fac către emitenții de autorizații de funcționare și anume primari, trebuie cumva să ne trezească pe toți. Dubienizarea, manelizarea excesivă, tot ceea ce înseamnă litoral, a dus lucrurile într-o zonă de nișă. Nu sunt că manea e bună sau proastă. Nici jazzul nu e bun sau prost, nici heavy metal nu e bun sau prost. Dar frumos este să asculți muzica nișată, muzica bună pentru doar o anumită categorie de persoane, să o asculți fără a-i deranja pe ceilalți. Mâncarea să fie una din ce în ce mai bună calitate pentru a atrage turiștii care nu înțeleg shaorma. E greu să explicăm unui neamț sau unui norvegian de ce shaorma with all things, shaorma cu de toate, este alimentul de bază, and the hamsi, and the littles, micii sunt cei mai buni. Ar trebui cumva să aducem restaurante, chiar poate cu meniu tradițional, dar pe care și europeanul care astăzi ne lipsește să-l înțeleagă și să vină să-l guste. Într-adevăr, avem o mare problemă în ceea ce privește atragerea turiștilor străini, dar poate dacă vom scăpa de această dubienizare, vom crea o altă imagine. Trei lucruri frumoase ne-a dat Dumnezeu. Marea, plaja și femeile cele mai frumoase din Europa, dar dacă ele nu se văd de dubiene, ce ar cea și de genul ăsta este păcat. Da, este și acesta un punct de atracție turistică, poate, pentru străini. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Eu vă mulțumesc și noastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Chiar dacă emisiunea o vedeți seara, vă spuneam, suntem aici dis de dimineață în biroul domnului Constantinescu. Trebuie să lăsăm acum să își facă treaba. Poate ne scapă de această dubienizare. Poate discutăm și cu agenții economici un city tour pe șaormerii. De ce nu? Tot avem și aceste atracții turistice. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați urmărit. La revedere!